Când vine vorba de cazare pe perioada facultății, cei mai mulți optează pentru căminele studențești. Unii aleg această variantă din motive financiare, alții pur și simplu vor să se bucure din plin alături de colegi de petrecerile studențești. La Universitatea Ovidiu sunt disponibile 1.382 de locuri în cele patru cămine. În privința taxelor, acestea sunt acceptabile, comparativ cu chiria pentru un apartament sau o garsonieră. Taxele anul acesta rămân la nivelul celor de anul trecut, adică 165 de lei pentru cei de la fără taxă, iar 280 la cei cu taxă. Numărul de locuri rămâne același, este 1.382, din care se ocupă întâi locuri rezervate pentru cei străini. Avem acordul Ministerului pentru aceste lucruri. La momentul de față avem 965 de locuri disponibile pentru studenți și avem 800 de dosare valide. Înscrierile sunt exclusiv online. Dacă cineva vrea să completeze hârtie și să o înregistreze, nu nimic, are aportul colegilor mei de la cămine să-și facă înscrierea online. Deci până acum nu am depășit numărul de locuri și din experiența anilor trecuți, după a doua ierarhizare care se face iar online, rămân locuri. Camerele sunt gata să-și primească oaspeții. În luna august s-au făcut reparații unde a fost necesar, s-a schimbat mobilierul și, ce este mai important, studenții vor avea apă caldă la discreție, spun reprezentanții universității.